Balanța Senatului American nu se înclină deocamdată. Scorul dintre republicani și democrați este egal, 48 la 48. Nevada, Georgia, Wisconsin și Arizona vor juca un rol extrem de important în stabilirea locului din Senat ale celor două partide. Cursa pentru Camera Reprezentanților este aproape câștigată de republicani, care au în acest moment 199 de locuri asigurate. Cu mai multe amănunte, ni se alătură Dan Claudiu Degeratu, analist de politică externă. Bun găsit, domnule Degeratu! Bună ziua! Vedem că, deși republicanii au avut cai de bătaie puternici, precum inflația, costul ridicat al vieții și banii oferiți Ucrainei, rezultatele nu au fost cele scontate. Cu ce au contracarat democrația aceste teme ale republicanilor? Cred că, așa cum am spus mai devreme, chestiunea avortului a fost foarte importantă. Cred că și dezbaterea privind programul economic totuși a contat destul de mult și pentru efortul democrat. Și cred că a mai fost și implicarea lui Donald Trump, care într-un fel a făcut mai mult pentru democrați decât pentru republicani. Și perspectiva lui de a se implica din nou în cursa prezidențială probabil că a mobilizat mai mulți democrați decât republicani. Dar spuneți-mi, domnule Degeratu, putem spune că aceste lupte între democrați și republicani sunt de fapt lupte între progresiști și suveraniști? Iar dacă da, ce vor exporta Statele Unite către Europa și implicit către România în urma acestor rezultate? Este adevărat că suveranismul pare mai adaptat la scena internațională, pare mai și mai agresiv și mai activ în a încerca să folosească tendințele la nivel internațional. În același timp, cred că și progresiștii își mențin pe acest fond de criză economică, de pandemie, adică dimensiunea aceasta socială de protecție, cred că va conta. Și vedeți că nu au renunțat ușor și nici n-au pierdut așa de ușor cum se anticipa în America. Și este un semnal și pentru curentul de, să zicem, centru-stânga din Europa. Deci, cumva, cele două tendințe se vor reproduce și la nivel internațional cu această, să zicem, notă specifică pentru suveraniștii care au un aliat suplimentar în Federația Rusă, care încearcă să speculeze toată această direcție pentru încercarea de a extinde influența narativului rusesc în Europa de Est și în Europa în general. Domnule Degeratu, dacă republicanii vor pierde Senatul, putem spune că este o înfrângere reală acestora, o înfrângere la care nu ne-am fi așteptat, amintind aici de faptul că republicanii au cheltuit nu mai mult, nu mai puțin de 103 milioane de dolari pentru defăimarea lui Joe Biden, în principiu. Da, ar fi o înfrângere, însă în același timp se confirmă totuși polarizarea care nu poate fi considerată nicio înfrângere, nicio victorie, ci poate fi considerată cea mai negativă tendință din politica europeană, care poate să ducă la blocaj. Și acest blocaj ar putea să aibă impact inclusiv asupra securității europene. Domnule Degeratu, vă mulțumesc tare mult pentru informații.